În județul Buzău se înregistrează o explozie a cazurilor de gripă. Numărul persoanelor diagnosticate cu gripă, cazuri confirmate prin teste rapide, a crescut semnificativ, cele mai multe înregistrându-se în rândul copiilor. Avem gripe pe sezon înregistrate până la această dată 530, din care 353 sunt la populație școlară. Asta ne interesează cel mai mult, pentru că dacă ar fi ceva de comentat, acest lucru este și anume că gripa începe să se organizeze în focare cu cazuri multiple în colectivitățile de tip preșcolar și școlar. Elevii din 5 clase de la 4 școli din municipiul Buzău au fost trimiși acasă din cauza cazurilor de gripă înregistrate. Absenteismul ridicat, dar și numărul mare de cazuri de gripă confirmat prin test rapid au dus la aceste măsuri. Timp de 2-3 zile, activitatea din aceste clase a fost suspendată pentru a se putea realiza dezinfecția sălilor și spațiilor respective. Noi am început să suspendăm pe perioade scurte de timp, să propunem, de fapt, suspendarea activității în câteva unități școlare din Buzău pentru clasele la care s-au înregistrat 3 sau mai multe cazuri de gripă clinic. Repet, niciunul din cazuri nu este confirmat. Toate sunt gripe clinic, chiar dacă s-au folosit testele rapide, nu avem altă posibilitate de denumire. În această situație se află școala numărul 15, unde există 2 clase de step by step închise, școala numărul 11, unde avem o singură clasă, colegiul HD-ul, colegiul Eminescu. În săptămâna precedentă, în ceea ce privește infecțiile acute respiratorii, s-au înregistrat peste 4500 de infecții, din care 40 au necesitat internare, față de 1900 în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul pneumoniilor a crescut și el, ajungând la 940, din care 8 au necesitat internare. 122 de buzoieni au fost diagnosticați cu gripă doar săptămâna trecută. Anul trecut, în aceeași perioadă, se înregistrau doar 4 cazuri. De la debutul acestui sezon gripal s-au înregistrat peste 40.000 de infecții acute respiratorii, 7.500 de pneumonii și 530 de gripe.